Cu aproximativ 2 luni în urmă, Mariana Șura a promis că pregătește o surpriză frumoasă pentru fanii săi. S-a scurs timpul și iată că interpreta s-a ținut de cuvânt și vine în fața publicului cu un videoclip foarte fierbinte la piesa Fluturi în stomac. Am invitat-o la noi pentru a afla detalii despre noua realizare, dar și despre originea melodiei. Acum un an și cu o zi înainte de ziua mea de naștere, pe 22 august, mă telefonează Eugenia Cărăbut, compozitoare și textiera piesei O inimă să-mi dai. Și îmi spune că, uite, Mariana, mi-a venit o idee, mi-a venit muza, că eu tot îi ziceam, uite, vreau o melodie frumoasă, precum a fost O inimă să-mi dai. Și am zis că, uite, mi-a venit o melodie frumoasă și vreau să-ți o fredonez, dacă poți să treci mâine pe la mine la studio. Și eu zic că, Eugenia, cu plăcere, mâine îmi sărbătoresc ziua de naștere, hai că ne întâlnim peste o zi. Uite că ne-am întâlnit, din prima auzind-o, mi-a plăcut această melodie. Din start puțin așa am privit, să zicem, nu știu, m-am gândit cum vor primi moldovenii, da, îmbinarea aceasta de cuvinte, fluturi în stomac, pentru că când cânti despre sentimente, te iubesc, mă iubești, când zici fluturi în stomac, pentru generația mai tânără e ceva cunoscut, pentru cei mai în vârstă poate nu prea. Și am zis că oricum îmi place linia melodică și zic hai să încercăm să o facem. Deci am acceptat melodia, versurile. Și a dorit să realizeze un videoclip încă de anul trecut, însă burtica de mămică i-a cam dat planurile peste cap și a amânat filmările după naștere. A filmat noul său produs video în Chișinău, pe o șosea din afara orașului, dar și în Furceni, un loc pitoresc din zona Orheiului Vechi. Însă cu mai multe detalii ne vine interpreta. L-am filmat la mijlocul lunii iulie, deci au fost 2 zile de filmări. Prima zi am filmat cu toată gașca. Dacă să vorbim la general despre videoclip, este o istorie a 2 persoane care se iubesc. O zi, să zicem, de weekend, când merg așa, se întâlnesc, da, și partenerul îi face o surpriză iubitei sale, o duce undeva într-un câmp unde este un pat improvizat, ceva mobilier. A doua zi dimineață ei se trezesc alături de ei, o gașcă de tineri, își petrec ziua frumos. Eroii principale, adică eu și colegul meu, partenerul meu, apropo, e vorba de un fotomodel de la noi din Moldova, îi spune Mihai Șendrea. Vreau să-i mulțumesc și lui mult pentru că a acceptat această provocare de a fi în rolul iubitului meu în videoclip. Și, nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc regizorului, domnul Oleg Butnaru, și echipa sa, soției dumnealui, doamna Ina, care foarte mult a contribuit și ea la realizarea videoclipului. Deci și am muncit așa cu toții, cot la cot, pe 37-38 de grade, cam, poate erau și pe 40, că era un soare mare. Întrebată despre momentele mai haioase din cadrul filmărilor, dar și despre secvențele care s-au dat mai greu la filmat, Mariana Șura ne-a povestit. Că sunt secvențe unde stăm sub toplapul, mă dați seama cum e să stai într-un soare când te topești de căldură și chiar acelea au fost primele secvențe, că vreau să zic că așa ne-a fost inițial și greu să filmăm, pentru că am început filmările cu cea mai sexy, da, ipostază din tot videoclipul, când stăm în pat sub plapumă, și atunci ne-a fost foarte greu. Poate nu foarte, foarte greu, dar a fost complicat nițel să treci această barieră, fiind, cunoscându-l pe acest băiat de 30 de minute, poate el mă știa de mai de mult, poate m-a mai văzut la televizor și vă dați seama că așa puțin cam eram inhibați, că Ina tot ne striga: eu nu cred că vă iubiți, eu nu cred că vă iubiți. Ea special ne provoca ca să fim așa mai degajați. În noul său videoclip, talentata interpretă apare alături de un tânăr model într-un automobil retro. Curioși din fire, nu am ezitat să o întrebăm pe Mariana despre proveniența bijuteriei pe 4 roți. Acest automobil îi aparține unui colecționer de la noi din Moldova și vreau să vă spun, hai să facem o mică abatere, cu o mică lipsă de modestie, că este un automobil cu care s-a filmat filmul Casino, unde a participat și Sharon Stone și Robert De Niro, așa că eu am avut ocazia să merg în... Este o mașină cu adevărat de lux, o mașină scumpă. Desigur, cred că are peste 50 de ani, ci poate 60 de ani, cam așa datează ea. E o mașină frumoasă, deci e o mașină de
deosebite. A și costat, vreau să zic, această mașină să o închiriez, dar mi-am dorit foarte mult. Cel mai încordat a fost Mihai, pentru că are un sistem de conducere foarte, nu știu, nu pot să zic că complicat, dar are o capacitate a motorului foarte puternică și atunci regizorul mergea cu viteză și apoi mergea